Cel mai mare cadou pentru artist este să aibă o sală arhiplină și asta a trăit zilele trecute Geta Burlacu, cea care a reușit să adune cei mai apropiați fani ai săi la un eveniment. Am fost acolo, am filmat un concert demn de toată admirația. Ne-am strecurat printre invitați și vă aducem acum imagini picante de la eveniment. A adunat în jurul său zeci de iubitori ai muzicii blues, care au dansat și au cântat pe ritmurile melodiilor ce creau diverse stări. Mesajul cu care am venit în scenă, dorința mea, era ca fiecare spectator să se regăsească în aceste piese, pentru că ele sunt absolut omenești, despre tot ce poate integra un om obișnuit. Nu a ținut discursuri siropoase printre piese, iar asta i-a oferit o prestație de milioane. Unul din puținele concerte când am vorbit foarte puțin, pentru că mi se pare că ceea ce s-a vorbit în text în fiecare piesă a fost îndeajuns. Cei prezenți la eveniment n-au ezitat să-i aducă în semn de recunoștință ropote de aplauze, flori, dar și mesaje de felicitare. Geta Burlacu și-a dorit ca prin acest concert să le ofere o atenție deosebită și pentru publicul său bilingv. Deseori vorbesc în două limbi odată, ceea ce nu întotdeauna este bine. Atunci când mă străduiesc să vorbesc doar în română și mă străduiesc să vorbesc doar în rusă, nu cred că găsesc mari deficiențe sau mi este complicat. Nu. Și îmi plac ambele la fel, pentru că sunt ale mele. Prin astfel de evenimente, interpreții noștri își prezintă dragostea față de spectatorilor fideli, iar Geta Burlacu, la sigur, nu se oprește aici. Може, не просто, може, пустяк, не спать три ночи пак.